E vorba de articolul 94, alineatul 2, care precizează clar. Consiliul Județean se poate întrunui și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui sau a cel puțin unii treimi din numărul membrilor Consiliului, ori la solicitarea prefectului, adresată președintelui Consiliului Județean, în cazuri excepționale, care necesită luarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea, înlăturarea urmărilor calamităților, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, precum și pentru apărarea ordinii și liniștii publice. Nu mai citesc următoarele paragrafe. Dacă analizăm subiectul ședinții extraordinare de astăzi, o să vedem că niciuna nu se încadrează în precizările articolului 94. Mai mult decât atât, dacă analizăm importanța acestei teme puse în discuții, e simplu să ne dăm seama că problema este foarte importantă ca să o putem analiza de la ora 8:30 până la 11:00, să venim în ședința extraordinară cu argumente foarte serioase și pertinente privind modul în care au fost împărțite aceste sume din bugetul județului Suceava. După ce am făcut o trecere sumară în revista a modului în care a fost împărțite aceste sume, am ajuns la concluzia că nu putem să participăm. Din cele două motive. Odată, a fost o convocare ilegală, fapt care probabil va face obiectul unei sesizări în contencios, și în al doilea rând, faptul e determinat de faptul că inegalitățile care o să vă prezint câteva din ele din procedura de împărțire au depășit aproape toate limitele de până acum.